Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Iată un paradox, ca să folosesc un eufemism. Statul român subvenționează atât de inteligent producția de tomate, încât fermierii au ajuns să arunce la gunoi din nou mii de tone de roșii. Este un fenomen care se repetă anual. Vă reamintesc că în urmă cu mai mulți ani, cred că în 2017, asta a fost o idee a lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a inițiat așa numitul program Tomata, prin care guvernul oferea 3.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați legumicultorilor care cultivau roșii în solar și, mă rog, cu alte condiții. În sine, ideea nu era. Dar pomparea de bani publici în producție fără niciun fel de idee despre ce urmează să se întâmple apoi cu producția respectivă este o altă manifestare a incompetenței administrative și nu numai, și conceptuale a statului român. Și se vede și din situația importurilor de roșii în țara noastră. Deci, deși în ultimii 7 ani, a început în 2017, da. Deci 7 ani. Statul a cheltuit aproape 250 de milioane de euro ca subvenție pentru producția națională de tomate. Un sfert de miliard de euro. În aceeași perioadă, importurile de tomate și de produse din tomate, adică bulion, ketchup, ce se mai face, au crescut și ele constant și au stabilit noi recorduri, an după an. În 2023, anul trecut, de pildă, țara noastră a importat din țările din afara Uniunii Europene tomate în valoare de peste 100 de milioane de euro. Un record absolut al ultimilor 12 ani. De altfel, valoarea acestor importuri a crescut an de an. În urmă cu 10 ani era la mai puțin de jumătate, era în zona de 40 de milioane de euro anual, acum depășește 100 de milioane. Cele trei țări din care se aduc roșii la noi, cel mai mult, sunt Turcia, China și Egipt. Numai din Turcia, românii au cumpărat roșii de 84 de milioane de euro anul trecut. Roșii turcești. Noi le dăm bani. De exportat, România a reușit să exporte abia de 1 milion de euro. Adică importăm de peste 100, exportăm de 1 milion. De altfel, deficitul comercial la importul versus exportul de roșii a depășit semnificativ jumătate de miliard de euro în ultimul deceniu. Deci, e clar că ceva nu merge și că trebuie reglat. Nu se poate dacă timp de 7 ani bagi bani în producția de roșii și rezultatul este că ăștia, fermierii, legumicultorii, aruncă roșiile din cauza supraproducției și crește importul de roșii, ceva nu funcționează, ceva nu e în regulă. Nu se poate ca statul să cheltuiască sute de milioane de euro pentru subvenționarea producției de tomate, pentru că, în final, producția să fie atât de mare încât fermierii să-și arunce recolta la gunoi, că n-au ce face cu ea. Iar în acest timp să se importe în România roșii de zeci de milioane de euro anual. Și este evident că degeaba susții doar producția, dacă n-ai niciun plan și pentru extinderea rețelei de colectare și procesare a roșilor. Ministerul Agriculturii, care e condus de ani de zile de diverse personaje sinistre, care n-au un cap decât populisme indecente, aș spune, de-a binea, ca să, mă rog, sau desuete, ca să fiu mai drăguț, pare incapabil să înțeleagă complexitatea pieței pe care încearcă să o influențeze cu subvenții. Asta e o problemă a guvernului român în general și mai ales PSD-ul are ideea asta, să facem niște socialisme de astea, să dăm bani, să controlăm niște prețuri, să blocăm niște adausuri comerciale, că dau bine la public, încercăm să influențăm piața și descoperim că, de fapt, efectele sunt contrare. Pentru că nu înțelegem economie, pur și simplu. Adică economie la nivel elementar nu se înțelege. Deci, geaba crești debitul dacă țeava tot atât de mică rămâne. Da? Na. La noi, Ministrii Agriculturii fie fac panseuri despre oi și frunze, fie sunt căzuți în fund de admirație pentru domnul președinte Ceaușescu, cam asta este nivelul. În plus, și trebuie spus și asta, nici unii fermieri nu prea înțeleg că e mai bun un contract ferm de achiziție pentru recoltă, încheiat din timp, chiar dacă e pentru un preț mai mic, decât să joci la noroc și să sper că o să vinzi la preț mare, la cine cere, când o veni momentul recoltei. Pentru că, na, și aici este o problemă. Când zeci de mii de legumicultori pun roșii ca să ia câte 3.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați de solar, nu-i chiar așa greu să anticipezi că va fi supraproducție și prețul pe kilogram nu o să-ți mai acopere nici măcar motorina până la piață. Dar nu contează, guvernul merge înainte, din victorie în victorie, până la prăbușirea finală. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.